unui parc tehnologic din Cluj-Napoca s-a transformat în acest weekend într-un adevărat circuit de curse. Pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați au fost amplasate strategic multiple obstacole, porți, tuneluri și puncte de control. Totul pentru a pune la încercare performanțele piloților de drone. Zboară repede, zburăm, cred că constant cu, nu știu, poate 100 de km la oră, o viteză constantă, pe traseul ăsta cel puțin. Prind un maxim de 140 aproximativ, 150, depinde acum de setup-ul fiecăruia, de conformația fiecăruia. Contează și bateriile, ce putere pot, dar toate împreună fac un total. 16 piloți de multirotoare profesionale din România s-au înscris la competiția de la Cluj. Din scaune comode și cu ochelari inteligenți pe ochi, aceștia au încercat să dea cel mai bun din ei. Noi am venit din Iași pentru acest eveniment, special ca să-l vedem. E mai complicat decât suntem noi în momentul ăsta capabili să facem. Și atunci, da, ne stabilim scopurile pe viitor. Competiția a fost organizată la inițiativa Asociației Române de Aeromodelism. Până acum s-au făcut vreo 4 sau 5 competiții, de anul trecut și până în prezent. La nivel internațional sunt competiții foarte renumite deja, adică se fac cu sute și mii de oameni, ca și publicul larg. Și ne dorim ca și la noi în țară să dezvoltăm acest sport. O altă atracție au fost și mașinile cu radiocomandă dotate cu motoare termice. E un sport foarte frumos, în care te recreezi, în care toată ziua meșterești la ea. Cât timp ai liber, atâta timp poți să-ți petreci alături de automodele. Mi-a plăcut foarte mult demonstrațiile de mașini. Te-ai dorit să ai așa ceva acasă, mașină de aia? Foarte mult. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Dronele. În momentul în care Ondraș de la Asociația de Aeromodelisme a venit către noi cu propunerea aceasta de eveniment inedit, am spus da, tocmai pentru că e un eveniment la intersecția între divertisment, sport și tehnologie. Pentru că aceste sporturi nu sunt foarte cunoscute și nici practicate în România, pasionații trebuie să investească serios. O dronă profesională costă între 400 și 500 de euro, tarif care crește în funcție de modificările aduse pe parcurs.